Bă, fraților, vreau să încep videoclipul ăsta mulțumindu-vă pentru cei 3000 de abonați. Chiar este wow că am reușit să facem în aproape o lună 1000 de abonați, ceea ce este genial. O să urmeze un videoclip special, dar asta este doar o paranteză pentru videoclipul de astăzi. E bine, fraților, astăzi vreau să vorbim despre seria noastră cu abonații, pentru că până acum am primit zeci de mesaje și pe streamer mă rugați cu cerul și pământul să ne jucăm împreună și, în fine, să facem o serie cu abonații sau să ne jucăm pe live-uri cu abonații, să facem o lume de Minecraft cu abonații și tot așa. Ne-am mai jucat când mă jucam eu PvP pe Minecraft, ne jucam împreună și asta era ok, dar după cum știți, pentru că am văzut că aveți o rugăminte foarte, foarte, foarte profundă și că vă place seria, am făcut o serie de Minecraft Survival pe un server pe care urma să-l și hostez, chestie care ar fi fost o mare greșeală. Și toate bune și frumoase. Am început seria cu un prieten, apoi am zis, bă, o să adăugăm odată la 15 minute câte doi abonați noi. Ei vor intra și vor sta 15 minute, apoi schimbăm și tot așa. Toate bune. Am construit, am făcut o mapă uriașă, adică pentru câteva zile, 2 zile, era foarte mare progresul. Puteți să vă uitați la live streamurile trecute în care ziceam că seria merge blană, că făcusem foarte multe progrese. Erau grifuri ușoare, făcute de cineva, dar nu știam exact dacă sunt făcute de vreun abonat sau vreun grifer pe server, habar n-am. Oricum nu era ceva foarte grav, la un moment dat s-a dat serverul înapoi, a trebuit să reconstruim cu game mode, în fine. Dar nu asta a contat. Ei bine, după live-ul de ieri, în care am făcut 230 de like-uri, pentru care vă mulțumesc foarte mult, prietenul meu Cristi a rămas să se mai joace pe server și să termine mob spawner-ul. Până când îmi trimite un mesaj în care îmi zice, bă frate, intră pe server. Și eram ceva gen, bă, dar ce s-a întâmplat? Eram sigur că s-a întâmplat ceva de genul ăsta sau că o fi o problemă la host ceva. Și mi zice el, bă frate, intră pe server să vezi, nu-ți pot explica, dar e nașpa rău. Când încolo intru pe server și totul era distrus, în fine, aproape totul era dat foc. Avem aici un print screen. Haideți să vă arăt mai mare, ca să vedeți, uitați-vă și voi. Aici era o fermă de găini care a fost spartă. Portalul de Nether care este și el spart. Enchantment table-ul care este și el spart, acolo tot e distrus. Portul pe care l-am făcut este și el distrus, tavanul este distrus, în interior e numai lavă și foc și în partea cealaltă a fost distrus totul, doar că n-am mai făcut print screen și în partea aia pentru că nu avea rost. Ei bine, cu asta vreau să zic că seria cu abonații s-a terminat, breazla testoaselor va continua cu mine, prietenul meu și eventual voi mai adăuga câțiva youtuberi dacă e să fie, cu host frumos, nu. O să mai adăugăm abonați, eventual dacă adăugăm maxim unul singur care să ne ajute cu minatul și atât, pe care o să-l monitorizăm fix și nu o să ajungă la clădire în cheat, pentru că nu are rost. Nu are rost să depun atâta timp în seria asta. Deci Cristi a stat de la ora 11 până la ora 1 jumătate seara să construiască mob spawner-ul care apoi a fost șters de server că n-au backup de rahat și chestii și a stat și a construit atâta pentru ce? Degeaba. A făcut în interior, a făcut balconul, a făcut enchant, a făcut în Nether, a făcut fermă de găini automat, a făcut port, a făcut bărci, a umplut chesturile, le-a mutat, le-a sortat și în final, cineva intră și își bate joc de munca noastră.
Cred că știu cine este, dar na, nu mai are rost. O să facem seria noastră separat, o să începem o mapă nouă și ca o serie cu abonații vom continua seria noastră veche de când aveam eu 800 de abonați de Skyblock. O să redeschidem seria, o să mă duc să văd dacă mai știu serverul ăla, reintrăm pe server și readucem acei abonați, în fine, sau abonați noi, dar în care să știu că am încredere. A fost un video informativ. Când o să redeschid seria de Skyblock, vă voi anunța din nou. O să fac ceva special și pentru 3K. Nu știu dacă astăzi o să fac un live stream, o să văd, fiindcă am ceva treabă, dar da, asta am vrut să vă zic. Cam asta a fost cu seria cu abonații. O să continue seria, vedem cum facem cu aia de Skyblock și da, ne mai auzim. Ciao!